S-a trecut la filmele unde am pus colectoarele. Cineva m-a întrebat cum arată o familie care nu are colectorul pus. El încă nu este dezvoltat foarte bine, de aceea nici nu pun colectorul lui, numai la un moment dat. Iată, el are după diafragmă rame cu păstură și cu miere. Miere suficientă. Deci eu consider că de anul acesta o familie slabă are nevoie de miere multă. Și atunci, iată, aici are vreo 4 kg de miere în rame după diafragmă. Iată, aici e diafragma și albinuțile sunt undeva pe 5-6 rame. Dar albină cam pe 5 rame ar fi. Eu am pus rame mai multe. Ia să scot un diafragmă. Și are și turta, cum vedeți. Această familie este în curs de dezvoltare, ca să se dezvolte. La aceasta nu am mare lucru de făcut decât să verific rama care am pus-o data trecută, să văd dacă au oată. Această ramă este una mai albă. Iată, aceasta este rama albă. Încă nu au oată, ea, deci n-a ajuns mătcuța la ea nici. Nu am de lucru la această mică familie decât să vă arăt o ramă oată. Aceste familii le voi folosi într-un anumit fel mai încolo. O să vedeți în filmele ulterioare. Dar iată de ce nu vreau să arunc această mătcuță. Ea acum se chinuie săraca să se dezvolte, să își facă albină, ouă foarte bine, dar el este foarte micuț. Am 4 asemenea familii care au fost la limită cu ieșirea din iarnă. Bineînțeles, cauza nu o știu exact, încă nimeni nu știe chiar tot, și atunci o lăsăm să se dezvolte. Ea probabil va prinde și a putere odată cu eclozarea celor albinuțe. În momentul în care mătcuța va reuși să vină să ouă pe cea mai, atunci vom mai extinde cuibul. Până atunci îl lăsăm așa cum este, pe 7 rame, și așteptăm. Nu avem ce să facem la el. Singurul lucru care îl fac e să îl tratez și pe el cu oxalic. Îl lăsăm în pace. Deci dacă ați fost curioși cum arată o familie mai slăbuță, așa este ea acum. Și nu avem ce să facem, așteptăm ca să se dezvolte. Cam atâta pe ziua de azi. Am făcut o grămadă de filmulețe azi, unele interesante. Sper că v-a plăcut să fiți alături de mine din nou și numai bine!